Noi eram la școală. Vineri, lecția a doua, fizică. Toți așteaptă să sune mai repede la pauză. Numărăm secundele. Timpul este mersul înainte, continuu și nedefinit, al existenței și a evenimentelor care survin într-o ordine anumită. Toată clasa ies afară, numai Dana scoate ce are din ghiozdan. O flămânzit, mitica. Începe lecția a cincea. 1, 2, 3. Este. Și voilà. Ia uite-o. Deci mie. Bun, stai. Ia. În 5 minute, toată clasa noastră avea fotografia cu Dan. Cum mănâncă. Toată clasa. În 45 de minute, despre vedeta clasei noastre, cunoștea toată școala și tot orașul. Și desigur, o aflat și Dana, care nu a venit la școală nici a doua zi, nici a treia și nici vineri. L-am rugat pe Maxim să șteargă fotca. Am vorbit cu Dan, l-am sunat pe Andrei și i-am explicat că Dana nu vine la școală din cauza mea și dacă nu șterge fotografia, nu mai am ce vorbi cu el. Apoi am sunat-o pe Dana să-mi cer iertare. După care i-am scris. Pentru apoi moment, am sunat din nou. Dana a revenit la școală abia după 2 săptămâni. Printr-o glumă de prost gust, am făcut să sufere Dana, colega mea din clasa 1. Am făcut asta fără să vreau. Peste 2 săptămâni, toți s-au uitat de poza cu Dana. Și noi am învățat care e definiția timpului. Dana a început să zâmbească colegilor de clasă, tuturor, în afară de mine. Eu am înțeles că nu trebuia să fac asta.